Încep unboxing-ul la un laptop Lenovo. Cum se vede, este destul de bine ambalat. Avem aici un port USB 2.0, un port USB 3.0, conectare la rețea, iar aici un HDMI out, iar aici ieșire pentru căști. Partea opusă, avem doar ușița de deschidere de la CD-ul, iar în față avem cititorul de carduri. Carduri SD. Îl putem deschide. Are protecție pentru display. Pare că e întreg după transport. Este un IdeaPad 100. Foarte ieftin. Bateria se pare că este integrată. Nu se poate detașa. Mai rămâne să-l pornim, să vedem dacă are ceva curent. Hai că trebuie să-i conectăm și alimentarea. Este foarte, foarte mică. 20V cu 2.25A. Și ceva foarte mic la consum. Pe laterală, aici avem, putem și conecta la rețea. Și acum avem să-l pornim. Avem aici indicator de pornire. Deoarece nu vine cu sistem de operare, trebuie instalat Windows-ul pe el. Vom conecta în USB 3.0. Acesta vine doar cu FreeDOS pe el. Vom buta un Windows 7. Pentru activare, apoi vom face upgrade la un Windows 10. Vom continua instalarea Windows 7 pentru acest laptop. Lenovo IdeaPad 100. Aici putem vedea și specificații. Alege OMA. Vom alege Windows 7 Professional. Ca
custom, vom face o partiție. Avem un total de 500 de giga. O partiție de 100 de giga ar trebui să fie suficient pentru Windows. Hai să facem 120 de giga. Creăm și pe a doua partiție. Păi, așteptăm instalarea.